deșteptarea. Vreau să semnalez un fapt foarte urât pe care mi l-a povestit o colegă de-a noastră. Așa. Legat de STB, de RATB, cum se cheamă în orașul ăsta, și celebrele lor controle de autobuz. Postul RATB, actualul da, STB. Da. Deci, colega noastră s-a suit în autobuz. Probabil că știți că aici la București au fost puse noi sisteme de astea de plată și că pe unele autobuze poți să plătești cu cardul, pe altele cu SMS-ul sau cu biletele pe care le ai, dar nu e la fel peste tot. Pe alea albe nu poți să plătești cu alea albe sunt cele mai vechi. Cele mai vechi și nu permit plata cu cardul bancar, atenție, nu cu cardul de călătorie. Exact. Și atunci ce s-a gândit STB-ul? A pus acolo niște copoi, respectiv niște controlori, care au văzut următoarea fază. Deci, colega noastră, fără să știe că acolo nu mai poți plăti așa, s-a suit în autobuz, a dus cardul către aparatul de plată, a văzut că nu poate plăti, dar a avut intenția de a plăti, deci a avut intenția de a plăti, drept pentru care s-a înființat tovarășul controlor, a prins-o și ea i-a spus, vedeți că eu chiar vreau să plătesc, adică ăsta a fost primul meu gest, dați-mi voie să plătesc cu telefonul, că pot să trimiți de pe aplicație. Dacă nu merge cu cardul, da, eu am vrut SMS. Să plătesc cu card, dați-mi voie să plătesc cu SMS-ul. Și nu i-au dat voie să plătească, deci să fie un cetățean corect, au amendat-o, deși tot ce și-ar fi dorit au să plătească. Or, acesta este un gest foarte urât. Adică să stai la vânătoare și să-i prinzi pe cei de bună credință, pe principiul că trebuia să te informezi, dar dacă, sigur că trebuia să te informezi, dar dacă ești din altă localitate, dacă ești prins, dacă ești neatent, aici nu contează că trebuie să dai amenzi, contează că avem simț civic și răspundere, da? Și de la situație la situație înțelegem. Dacă un om scoate banul, nu-i dai peste mână. Îl invii și spui, te rog, plătește. Îmi place că... Interesul e să-ți plătească călătoria. Da. Bine, amenda fiind mai mare, într-adevăr, era 50, acum a ajuns la 80 de lei suprataxa aceea de călătorie. În fine, eu am zis că e urât. Sigur că oamenii ăștia care controlează pe autobuzele astea au propriile experiențe. Au viața grea și ei, dar de multe ori exagerează și, nu știu... Dacă ar fi să se ducă, nu știu, la o femeie sau la un bărbat, se duc mai ales la femeie. E evident. Pentru că e mai ușor, de amendat. Și uite ce zice aici. Doar 10% dintre călători, doar 10% dintre călători își plătesc biletul? Da. Pe transportul în comun de suprafață din București este un studiu al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București, ILFOF. Mi se pare puțin, adică... Foarte puțin, 10%. Și bine, acum călătoria s-a dublat. S-a dublat prețul ei. A ajuns la 3 lei, dacă nu mă înșel, un bilet. Și uite, spun cei de la această asociație că va intensifica acțiunile de control de la 1 septembrie. Se așteaptă la creșterea numărului de călători după terminarea concediilor și controlorii, așa ca noutate, vor fi însoțiți de poliție. Da, cine n-are chef să plătească, nu o să plătească nici cu poliție sau nu. Dar totuși, 10% încă o dată, mie mi se pare teribil de puțin. Adică cum, majoritatea oamenilor din localitatea asta se suie în e foarte posibil tramvai ca după ce au și autobuz. Au crescut, dar după e ce au crescut timp. Tarifele să fie și mai puțin, știi? Plătești mai mult, dar nu plătești o călătorie, plătești un timp de 90 de minute, adică... Păi da, dacă tu te duci la serviciu și rămâi acolo câteva ore, e... Fix, fix. Da, dar în general, ca să ajungi la serviciu, ți-a o oră, deci, dar plătești nu de câte ori, dacă schimbi trei mijloace de transport aici în comun. Aici e mai ok, da. Dacă ai de schimbat mai multe mijloace de transport și toate astea se întâmplă în 90 de minute, atunci e mai ok. E mai ok. Ești mai ieftin. Există avantaje și dezavantaje. Totul e să ajungem la un tip de echilibru, adică și noi să înțelegem că astea trebuie plătite, căci, cum să spun, oriunde te-i duce în lumea asta, le plătești mai de voie, mai de nevoie și puțin dintre noi cred că se suie... Dar care ar fi, crezi, tot soluția pentru ca mai mult de 10% să-și plătească aceste călătorii? Adică 11%. Ce măsură ar trebui să-l ia STB-ul în sensul ăsta? Să aici... umble cu poliția așa cum intenționează să facă din stație în stație? Da, sau... cred că așa se face. N-ar fi bine să cumperi de la șofer biletul? Să poate și asta, ca în Anglia, când treci pe acolo. Dar știi cum e, nici șoferul ăla nu poate verifica tot. Că e de ajuns să-i faci un semn sau să-i arăți că ai un card sau ceva de genul ăsta și treci.
mai departe, că nu e poliție. El încasează de la cine vrea să plătească. Cred că cel mai simplu mod atunci când îți lipsește educația e să fie controle cât mai des. Sunt curios ce... La două stații vine cineva. Care este părerea celor care ne ascultă? Cum cred ei că ce măsuri ar trebui să impună STB-ul încât să plătească, nu știu dacă toată lumea, dar un procent mai mare decât ăștia 10% biletul, ce au mai văzut ei prin străinătate? Deșteptarea